Davide, m-am supărat doar pe plajă și cu bolidul nostru. Da, mă, dar ce să facem? Trebuie dormim, că n-avem bani. Cum să facem bani? Da, nu Ca să știu. luăm un apartament. Aș avea, am un cuțit, uite, vezi, e foarte frumos. Da? Și am un topor în mașină. Te Nu gândești la știu, ce mă gândești eu? cred că, ce zici, bă, David, știu, poate să nu ne cam nebunesc, dar zic să și fim o persoană. Până nu Da? avem bani, am mai mâncat de 3 zile. Stai să-mi iau toporul din... din portbagaj. Gata. Stai să închid Închide ăsta. și portbagajul. Din moment. Hai Să să exemplu mergem. în centura. Davide, vreau și eu un BMW, nu mă vreau bă bolidul ăsta, bă, l-avem de 20 de ani încoace. Trebuie să facem bănuți, să ne luăm ceva bun. Nu știu, Davide, cred că ceva Trebuie să nu. ne punem neapărat. Trebuie să facem ceva criminal. Hai să căutăm o persoană pe aici. Deci măștile sunt pe bagaj, ok? Nu știu, Davide. Crezi că o să iasă faza asta cu jefuitul? Deci, David, tu ei lege, eu le iau căscuța și telefonul. Bun. Dar hai să nu mergem în locuri publice. Ba da, e ok dacă avem mască, stai puțin. Nu, David, David, nu, nu, nu. David, hai, nu era aici. Știi ce bătaie ne-am dat trecută, nu? Hai să apă în oraș. Mi-a dat cu mătura în cap, David. Cum asta? 100% găsim pe cineva. Cu bolidul nostru, cu trerem tot orașul. Haide, opa. Deci tu, ideea, David, eu le iau că scuzea și telefonul, da? Da. Nu-i nimeni. Opa. Hai să mergem la showroom, poate cineva. Da, la showroom. Nu găsim pe nimeni. Toți sunt foarte deștepți. Da, ce să faci? La urmă, găsim pe cineva și îi jupuim de bani. Da. Opa. Uite-l pe ăsta. David, nu vă suntem bogat. David, Auzi, zi. auzi. Da, domne. Vinzi Skoda? Nu vând, domne. Nu Nu, vinzi? nu. Da, Dar ne ne poți poți ajuta ajuta cu cu mașina, mașina, ești ești mecanic? mecanic? Da, doamne, sunt mecanic. Care trebuie să Dacă scoate. poți să o speli sau ceva? Da, dau cu ciocan, dacă poate. Aha, ok. Stai, stai. O leg la mână. Ia că scuzești telefonul. Ia că scuzești telefonul, ia că scuzești telefonul. Ai dreptul să taci. Am închis geamurile, nu ne vede nimeni. Nu faci nicio mișcare, ești legat la mâini. Bun. Confirmă că m-ai auzit. Domne! Domne! Bă! Hai, David, bagă-l în altă mașină. Bun, bagă-l. Unde tu? Dă-te jos, dă-te jos, dă-te jos. Hai. Unde David? Hai, David! Bun, l-am luat. Bun, hai. David, vrei să mergi încet să nu prindem ceva suspiciune. Ok? Haideți. Hai, David, hai că jucăm. Să avem bani, suntem bogați.
Colegul? Da, colegul. Ah, ne claxonează. Ăsta din spate, de pe banchetă, vorbește. Da, colegul, spune. Deci, din po... Poftim? Nu te auzi. Lego, nu te auzi. Și-a răgușit, domne. Ia o pasilă, că vă auzi. Are nevoie de pastele de gheț. Da, da. Domne, dar de ce m-ați luat? Ce-am făcut? Șerbi. Cu ce motiv? Cu ce motiv? Da, cu ce motiv? Îmi pare rău, dar murim de foame pe nisip. Ne trebuie niște bănuți și nouă, știi ce? Păi, domne, și eu am bani? Nu știu. O să vedem noi. O să vedeți noi, dar chiar n-am niciun ban, nici pe car, am 3 lei. Noi dormim în plajă. A, vezi? Trebuie bani, că matizul ăsta nu mă duce din... Ce matiz, doamne, că e tico toată ziua? Ce tico, doamne? Ia, vezi că e tico, doamne. Deci e și nesimțit. Nu, doamne, nu sunt doar, că sunt mecanici de aia. Nu se vede. E tico mai mare, domne, ce dracu. Tico mai mare, bun. Vedem noi ce tico e ăsta. Oh, hai, David. Bun. Aolo. Oleg, vezi că ies din mașină acum. Vezi că ce telefon frumos ai. Nu ieși. Dai să-l iau și pe ăsta din banchetă. Deschide ușa, colegul. Domnul, să vă dau un sfat când furați pe unul. Stai în genunchi. Ești legat la mâini. Domne, dar nu și la gură. Nu, când pune mască niște mări, domne. Pune scoși la gură, David, să nu mai vorbesc. Într-o parcare. Ne asumăm orice vine. Eu doar vă zic, domnul. Bine. Și că n-am bani, deci... Colego, ia adu-mi și mie masca dintr-o bagaj. Vreau să scrie pe bagajul. Dați-mi o top. Deschide, așa, mersi. Hai, colegul, verifică, eu stau aici să mă uit prin zona. David, te rog, verifică tu. Verifică tu, eu verifică prin zona, în caz de orice. Okay. Las, stai. Hai, colegul, mai atât. Lego, vezi că eu merg puțin mai departe să văd dacă vine în caz de ceva ori cineva. Are niște batoane, mâncare, de facă, trus auto, la vetă, are un telefon. Ia dă și mie 10 truse auto. Stai că ești legat, stai că ești legat la mâine. Și stai să mă uit pe aici, ai shawarma, ai lapte, ok. Colegul? Da, colegul, Colegul, stai cu cuțitul pe el. Okay. Nu, stai să-mi iau topor. Dezleagă la mâini. Îți stau eu cu toporul pe el. Ca să-ți dea... Acum. Sau iei tu din buzunar, laptele, 10 trus sau 1. Cum e din buzunar, că nu știu. Cum e din buzunar? David, ia-i tu din buzunar. Hai, du-ne și laptele, că e... Haide, rapid. Colegul, ia-i tu, îl păzesc cu briceagul meu. Nu, ți le dă ție, eu stau pe el cu topor. Păi. Du-te mai așa, poți, bară la pe mâna. Să nu faci vreo șmecherie, că ți-intră ăsta fix în cap. Bă, anume, așa,
Așa, așa, laptele. Bun. E shawarma, domne. Da, da, da. 10 truse auto îi dai, 10 da, truse da, auto îi da, dai. Da, ia, îmi luam 10 truse auto. Câte shawarme, domne? Toate. Aoleu, doamne, mor și de foame acum. Nu contează, aici rămâi. A, rezultat și mie shawarma. Domne, vezi că aveți buzunarele pline. Noi dormim pe plajă, avem și noi nevoie de mâncare. Aveți buzunarul plin, domne. Nu pot să vi le dau. Poate shawarma rapidă. N-aveți loc în buzunar, domne. Las, că e destul, e destul, nu mai trebuie. Ok. Leagă înapoi la mine, colegul. Bun. No, colegul, plecăm sau mai stăm puțin? Colegul? Da, colegul. Eu zic să-ți faci de cap. No. După el. Nu, domne. Îl execut? Îl execut și intri în mașină și fugi. Haide, a, zonă, stai, că nu, încă nu, încă nu, încă nu, încă nu, încă nu. Nu-i fă nimic. A, tipule, ai două opțiuni. Ori. Cine era? În fine. Urcă în mașină repede. Păi că vezi că mărc în mașină. Bun, hai colegul. Mai ales câteva truse auto, e bine. Aoleu, doamne, cine-i tipul ăsta? De ne deranjează pe noi. Bun, bun, bun. Deci, cum ziceam, ai două opțiuni. Ori uiți de noi, nu zici nimic nimănui. Nu zic, doamne, nimic, nu zic nimic. Ori te executăm. Nu, doamne, nu zic nimic, lăsați-mă aici. Ai timp de gândire până ajungem la un loc mai ascuns. Nu zic, doamne, nimic, că vreau să fiu în viață. Colegu, aș fi o familie. Garanție, trebuie să am o garanție, garanția mea este dintele tău. Paoleu, doamne. Scoatem dintele? Da, mai bine dintele decât inima, la că știi la ce mă refer. Da, înțeleg, dar aveți și dumneavoastră un patent ca să scot, că cu mâna... Poftim? Un patent, că... Patent? Oh, a, păi ce să crezi că suntem dentiști? Păi, cu ce ai scot, văzut domnule? Toporul, ai de ales, topor ori briceag. Pauleu... Eu zic că toporul e mai silențios. Și mai rapid. Decă briceagul ăla cu mult sânge nu prea bun. Imediat ajungem. Colegu, eu aș putea să sugerez să-l aruncăm în ocean, ce zici? O idee destul de bună, hai că mergem că avem... Mi-arată pe Waze că suntem în apropiere de ocean. Deci, ți-am zis, ai timp de gândire. Da, domnule, cred că și scot până atunci, pentru un sunet ambiental, te rog frumos să preciți și tu o rugăciune. Stau să mă gândesc la una. Pas puțin. Poftim? Să mă gândesc. Gândește-te. Mai rapid. O rugăciune, nu știu o rugăciune? Ce rugăciune, domne, că sunt evreu? Aolea. Păi ce, nu știi rugăciuni? Păi, nu știu, domne, că n-am pus. Poate ești ateu, nu evreu. Ai, că ateu, domne. Sunt cu satana, ești cu din alea. Ai, domne, că cu satana. Așa. Colegu, cred că e o zonă bună, nu? Să zicem. Da, e o zonă destul de bună. Aici, la mal. O secundă, colegu, poți să deschizi puțin părul locașul să-mi pun înapoi masca? Da. Gata, colegă, poți să închizi mașina acum. Deci ultimele tale cuvinte care sunt? Păi, domnule, scot dintele, n-a zis că...
Nu-l omoră, nu-l omoră. Deci ai două. Vreau să aud și o rugăciune. Mai rapid dacă se poate. Nu e Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Și nu începe noi în ispită, ci ne izobește de ce rău. Amin. Taci din gură. Taci din gură. Da, da. Colegu, dă-i în cap. Cu pomnul sau cu cuțitul? Cuțitul, hai, dă-i. Nu, dă-i, vă rog. Vă rog. Îmi pare rău, a fost bine să te cunosc. Vă rog, nu. Mi-am dat una în cap, hai să plecăm. Băi. Era naibii tu să fii. O, colegă, ok. Colegul, chiar așa? Colegul,